Echipa Tulcea News se află astăzi la Izvoarele, o comună din județul Tulcea, alcătuită din trei unități administrativ-teritoriale. Este vorba despre Izvoarele, Alba și Iulia. Fiecare cu povestea ei. La Alba, spre exemplu, se spune că în urmă cu sute de ani s-au pripășit familii venite din Moldova. La Iulia s-au pripășit familiile venite din Oltenia, iar aici, la Izvoarele, familii care au venit din Grecia. Cu toate acestea, așa cum se întâmplă peste tot aici, pe acest pământ binecuvântat al Dobrogei, oamenii se înțeleg foarte bine. Alături de noi se află domnul primar George Gheorghe. Bine v-am găsit, domnule primar. Spuneți-ne, vă rog, cum vă simțiți acum înainte de apropiata campanie electorală? Mă simt împlinit pentru că am dat drumul la o serie de proiecte pe fonduri europene și pe Ministerul Dezvoltării. Sunt în derulare. Eu zic să mergem pe teren, că este mai bine să vedem acolo despre ce este vorba, dar nu înainte de a vă spune că ne aflăm în fața sediului primăriei. Și împreună cu Consiliul Local am făcut o echipă și am demarat o serie de proiecte care urmează să mergem să le vedem. Domnule primar, haideți pe teren. Da. Suntem aici la o lucrare, despre ce este vorba? Este vorba despre un proiect tot pe PNDL, în valoare de 6,7 milioane lei, aprobat, și vreau să vă spun că suntem aproape de final, mai avem o lună de zile să terminăm această investiție, după care o să dăm drumul să funcționeze. Este o investiție bună, deci este un proiect care îl cereau cetățenii noștri, adică practic dacă avem apă, avem canalizare, avem asfalt, intrăm și noi în rând cu celelalte comune din țară sau chiar din Uniunea Europeană. Toată localitatea Izvoarele va beneficia de canalizare, apă și asfalt. Deci este un lucru dorit de toată lumea. Văd că aici se lucrează intens. Spuneți-ne despre ce proiect este vorba. Este vorba despre un proiect pe Ministerul Dezvoltării de aproximativ 3 milioane de euro. Avem 14 km de asfaltare în satul Izvoarele, reședința de comună, și vreau să vă spun că suntem foarte bucuroși pentru că și acest lucru trebuia în comuna noastră. Era foarte mult noroi, erau oameni nemulțumiți, acum toată lumea este cu zâmbetul pe buze. Vreau să vă spun că anul ăsta nu o să reușim să facem toți cei 14 km, dar ne străduim să ajungem cât mai aproape, 7, 8, 9 km. Este un program bun, sunt foarte mulțumit de PNDL-ul ăsta care este și astăzi în vigoare, și sperăm să mergem mai departe, adică să ajungem la final. Deci este cel mai mare proiect din comuna Izvoarele, 3 milioane de euro. Este un lucru foarte bun.
Domnule primar, sănătatea este un alt aspect important pentru o comunitate și ne aflăm aici într-o locație unde văd că sunt oameni, o echipă care muncește. Spuneți-ne despre ce este vorba. Este vorba despre un program, un dispensar nou pe proiectul pe Ministerul Dezvoltării, care este în lucru, un proiect de 500, o clădire de 512 metri pătrați cu nivel și într-un an de zile trebuie să fie gata. Vreau să vă spun că localitatea noastră este îmbătrânită și era nevoie de un asemenea dispensar. Eu pot să-i spun și mini-spital, că vrem să coptăm și alți medici să vină în sprijinul bătrânilor, să nu mai facă drum la Tulcea, să aducem medici la fața locului. Deci eu zic că este un dispensar ambițios, un proiect ambițios, pentru că este unul din cele mai mari dispensare cam din județul Tulcea. Cu ce finanțare și când estimați că va fi gata? Deci finanțarea este de la Ministerul Dezvoltării, este vorba de 2,3 milioane de lei și proiectul va fi gata în 12 luni. Deci el a început pe 1 iulie anul acesta. Deci la anul 1 iulie trebuie să fie gata. Domnule primar, unde ne aflăm? Unde ne aflăm, vă spun eu imediat. Deci ne aflăm pe un teren unde se construiește un parc pentru copii. Acest teren l-am cumpărat de la o persoană privată. Lucrarea a fost atribuită. După cum vedeți, a început împrejmuirea. Sperăm ca până la sfârșitul anului să se termine. Deci o să fie un parc pentru tineret, pentru pensionari și pentru toți care vor să vină să stea la o băncuță. În ce va consta dotarea acestui parc? Păi dotarea o să aibă în fund acolo, în partea din spate, două corpuri de joacă pentru copii, topogane, balansoare, pentru copii mai mari, pentru copii mai mici. O să avem un foișor pentru pensionari în partea dreaptă, o să avem o toaletă pentru toți care o să aibă nevoie și o să avem alei cu băncuțe, cu pomi, cu verdeață, cu tot ce trebuie pentru... Deci acest lucru ne lipsește în comună și am ținut foarte mult să rezolvăm această problemă. Domnule primar, educația pentru o comunitate este foarte importantă, educația copiilor, a tineretului. Spuneți-ne, ne aflăm în școala din Izvoarele, spuneți-ne ce noutăți vor găsi copiii când se vor întoarce în această toamnă în bănci. Noutățile deja se văd. Vreau să vă spun că a fost o prioritate școala gimnazială Izvoarele, a fost și primul proiect care l-am accesat. Este vorba de 1,2 milioane de lei. Am reabilitat școala cu acești bănuți, am schimbat acoperișul, am izolat școala pe interior, pe exterior, am schimbat mobilierul copiilor, tot mobilierul este nou, am reabilitat toaletele, o să mergem să le vedem, am făcut o sală de sport pentru interioară, am schimbat centrale care nu făceau față cu ani în urmă, copiii se plângeau că nu au căldură suficientă, deci tot ce am putut să facem am făcut cu 1,2 milioane de lei. Este pregătit să-i primească în bănci când va începe noul an școlar. Traversăm însă o perioadă inedită pentru toată lumea. Cum sunteți pregătiți în noile condiții de a primi copiii la școală? Este vorba de coronavirus. Vreau să vă spun că din partea instituției noastre, primărie și conducerea școlii, este o relație foarte strânsă și o să sărim în ajutor ori de câte ori o să fie nevoie, cu tot ce o să aibă nevoie. Știu că guvernanții au dat într-un fel mână liberă autorităților publice locale de a decide cum se va relua școala. Cum o veți face aici? Copiii în bănci sau online? Ținând cont că nu avem efectiv mare de copii, avem 146 de copii cu grădiniță cu tot, nu sunt clase
care fac și după amiază, o să găsim o soluție de comun acord cu conducerea școlii să fie bine pentru copii, să fie protejați și să le acordăm tot ce le este necesar ca să fie bine. O altă investiție care am realizat-o în comuna Izvoară este achiziționarea unui buldo-excavator pe programul GAL în valoare de 62.000 de euro. Avem buldo în fața noastră. Este o bucurie pentru noi pentru că ne rezolvăm toate problemele care le avem în comună cu propriul nostru utilaj. E mult mai bine decât să depinzi de altcineva, e mai bine să-ți faci treaba ta cu utilajul tău și la timpul optim. Deci este un utilaj foarte bun, suntem mulțumiți de el, o să-l folosim și iarna și vara, iarna la dezăpeziri, vara la deranjamente, la lucrări de care aparțin de primărie. Deci sunt foarte mulțumit de el, încă o dată vă spun. Este un lucru bun. Ne aflăm pe un deal în localitatea Alba din comuna Izvoarele, aici unde avem un proiect de 5,6 milioane de lei. Este vorba despre alimentare cu apa pentru satele Alba și Iulia. Chiar lângă noi este un bazinul de colectare a apei și avem un container care va fi instalat înăuntru toată aparatura și stația de clorinare. Deci vreau să vă spun că sunt 130 de gospodării, toți vor beneficia de apă, începând de la bazinul de acumulare până la poarta omului, inclusiv apometru. Deci a fost prins în proiectul alimentare cu apă Alba și Iulia. Deci este un proiect ambițios, lumea așteaptă să aibă apă la poartă sau la gospodăriile lor și sperăm că până la sfârșitul lunii septembrie să atingem obiectivul să avem apă la poartă. Cum se aprovizionau până acum localnicii cu apă? Foarte greu, să știți că este o zonă, vedeți și dumneavoastră, cu dealuri, cu urcușuri, cu coborușuri, deci apa, pânza freatică este slabă și lumea cară apă fiecare de unde poate. Unii au fântâni, unii cară de la ceilalți și am avut în vedere treaba asta, ne-a ajutat și bunul Dumnezeu de sus și am ajuns la faza finală, sperăm să fie bine. Avem două puțuri mari, nici nu o să fie nevoie de două puțuri, dar așa am fost prins în proiect, să fie și de rezervă. Deja avem oameni care vin din Constanța, vin din Tulcea, repară casa bunicului, repară casa tăticului, pentru casă de vacanță, pentru locuințele lor, pentru se mută ei, dar este un lucru bun pentru că lumea a înțeles că o să punem apă. Pe 17 august acest an am depus la CNI pentru asfaltare satului Alba și Iulia și cu trotuare. Să sperăm până la sfârșitul anului poate o să avem un răspuns pozitiv și de la începutul anului care urmează să ne apucăm de treabă. Deci se schimbă radical și satul Alba și satul Iulia și toată comuna. Suntem în satul Iulia, pe deal, lângă rezervorul de apă potabilă, proiectul care vi l-am reamintit la Alba, este un proiect comun Alba și Iulia, deci lângă bazinul de rezervorul de apă care deservește toată localitatea Iulia cu apă potabilă, la fel și aici avem două puțuri, deja suntem în probe, cred că Enelul și-a făcut datoria, ne-a legat la rețeaua electrică și cred că se fac probe, umplere, golire, să vedem dacă toate lucrurile sunt bine făcute. Sperăm și aici, până la sfârșitul lunii septembrie, să avem apă la fiecare cetățean la poartă, lucru care este dorit de toți cetățenii și din satul Iulia și din satul Alba. Ne aflăm aici sus, pe deal, în satul Iulia, chiar lângă rezervorul de apă și, după cum domnul primar ne-a spus, se fac probe. Vrem să testăm și noi calitatea acestei ape. Da, pot să le spun sătenilor din această zonă că apa este foarte bună.
Domnule primar, după acest tur de forță în care am văzut proiectele deja terminate sau unele aflate în plină desfășurare, am revenit în birou aici la primărie și aș vrea să vă întreb dacă și pentru viitor aveți alte proiecte în vedere și evident acest lucru vine și cu întrebarea dacă veți candida la un nou mandat. Nici nu mă gândesc să nu candidez pentru că unul din motive este că nu mi-am terminat investițiile care le-am prins în mandatul 2016-2020 și nu mă opresc aici. Deci pentru următorul mandat am un alt program la fel de ambițios, poate și mai ambițios, asta o să aprecieze lumea, mergem mai departe, le terminăm, terminăm proiectele care le avem și deschidem alte proiecte. Deci eu vreau ca în următorii 10 ani de zile Izvoarele să fie una din cele mai frumoase comune din județul Tulcea. Despre ce viitoare proiecte vă gândiți, ce aveți în vedere? Obiectivele pentru mandatul care urmează sunt modernizarea drumurilor din satul Alba și Iulia. Deci două proiecte diferite, cu trotuare, proiecte ce s-au depus deja pe 17 august anul acesta. Un alt proiect care ne interesează este reabilitarea căminului cultural. Dacă putem să-l reabilităm, eu aș vrea să construim unul nou, exact cum am construit și dispensarul. Dacă nu, o să ne mulțumim și cu reabilitarea. Un alt proiect care ne interesează este iluminatul public în toate cele trei sate, Alba, Iulia și Izvoarele. Un alt proiect care ne interesează este, și aici lumea chiar este impresionată, înființarea rețelei de alimentare și distribuție gaze naturale pentru Alba, Iulia și Izvoarele. Deci este un proiect serios, undeva la 4 milioane jumate de euro. Vreau să vă spun că la ora asta avem deja studiul de fizabilitate făcut și urmează să facem demersul să ne asociem cu încă 2-3 comune vecine ca să putem să facem mii de abonați. Un alt proiect care vreau să îl accesez pe viitor este amenajarea unui parc pentru copii, pentru satul Alba, un alt parc pentru satul Iulia. Ați văzut că avem 4 biserici. Sprijinirea bisericilor, financiar, material, vrem să le ajutăm. Un alt proiect care vrem să îl facem în mandatul următor este sprijinirea fermierilor și crescătorilor de animale. Anul acesta le-am scos loturi pentru animale în curtea fostului CAP-ul, câte 1000 de metri, fiecare să-și facă gospodărie acolo, animale, tot ce au, ca să nu mai avem probleme în sat nici cu mediu, nici cu reclamațiile, nici cu nimic. Un alt proiect care l-am în vizor și o să-i dăm drumul, o să fie construirea unei baze sportive pentru tineret. Dacă nu o să reușim o bază sportivă, poate o să reușim o sală multifuncțională și asta este benefică pentru noi și pentru iarnă și pentru vară. Și în ultimul rând, atragerea de investitori. Vrem, deci dacă facem infrastructură, cred că o să vină și investitori. Deci cam ăsta este obiectivul care vreau să-l fac în mandatul care.